Sunt Ilie Sârbu, senator, candidat la un nou mandat pentru Colegiul 4, respectiv Făget, Lugoj, Buziaș. Dragi Lugojeni, în ultima perioadă de timp împreună am avut discuții, am dezbătut programe, am avut întâlniri și sigur că de această dată dumneavoastră aveți posibilitatea să alegeți pentru Camera Deputaților un om pe care îl cunoașteți, un om care în viața Lugojului a reprezentat după Revoluție un reper și moral și popular politic și administrativ. Îl cunoașteți pe Sorin Stragea, s-a implicat imediat după Revoluție, a fost primar, pe aceea a fost secretar al Consiliului Local, consilier Muțan, a lucrat la cabinetul meu parlamentar, e un om cu multă experiență în administrație, e un om serios, un familist serios, dincolo de ceea ce s-ar putea spune în plan politic. Și eu cred că cel mai important lucru pentru dumneavoastră e faptul că el este fiul al Lugojului, e legat de Lugoj, trăiește în Lugoj, are legături de familie, de prietenie cu foarte mulți oameni de acolo și e un om care ar putea în anii care vin în cei patru ani de mandat, sigur sprijinit și de un partid puternic pe care îl are în spate, să aducă Lugojului ceea ce n-a primit până acum. E adevărat că acum aveți și primar pe domnul Boldea, ei fac o echipă împreună, iar în câteva luni care au trecut ne putem da seama că această echipă a început să miște lucrurile în oraș cu sprijinul nostru, cu sprijinul meu personal, în calitatea în care voi avea de președinte al Senatului, de ministru, nu știu nicio ce va fi în noua guvernare. Cert e că sondajele din ultimele zile ne arată clar că noi vom fi cei care facem guvernul. Sorin Stragea poate să devină într-adevăr omul Lugojului în București, omul care să fie atent de fiecare dată când acolo se mai împart fonduri, când acolo se mai au decizii, ca aceste decizii să nu uite Lugojul și să-l așeze pe planul și locul pe care îl merită, fiind un centru cultural cu mare tradiție, fiind un oraș frumos și liniștit, fiind un oraș pe care știu că dumneavoastră ca și mine îl iubiți și de aceea vă îndemn din tot sufletul ca duminică când veți pune ștampila să nu omiteți poziția 4 unde se află Partidul Social Democrat și să votați pentru Camera Deputaților Sorin Stragea iar pentru Senat Ilie Sârbu.